Vorbim despre Survivor și ce se întâmplă la Survivor cu coleguța noastră Alexandra Gog, care s-a îmbrăcat în verde. Iată, acest verde dominican, aș putea spune. Direct din jungla dominicană, da. Și nimeni altul decât coleguțul nostru Cristi Mitrea. Bună ziua, bine v-am găsit. Și Crina Abrudan, care, atenție mare, n-a venit cu mâna goală de acasă, a venit cu niște lucruri care sunt convins că sunt de interes și pentru cei de acasă. Crina, poți să le pun aici bună pe masă să-mi spui ce ne-ai adus? Da, ce v-am adus? Pentru că am citit de când am ieșit din Survivor ceea ce scrie lumea pe social media, nu doar anul ăsta, dar și anii trecuți. Încă mai sunt unii care își închipuie că acolo ai foarte multe lucruri la tine, că dormi în puf, că dormi la hotel și că am mai citit și comentarii de genul ăsta. Bine, mă, dar oamenii ăștia nu văd că toți care sunt acolo să vezi câte 10-20 de kilograme, că zbai mama lor accidentați. Hai să aduc să le arătăm telespectatorilor, dar nu doar celor care nu cred, ci în general tuturor telespectatorilor ce avem acolo. Deci, stai un pic, primim... asta, cu asta ai plecat tu, atât ai avut voie să-ți iei la tine? Nu, asta am primit acolo. Deci asta ai primit acolo? Da, hainele le-am luat eu de acasă. Asta este rucsacul pe care îl primește toată lumea acolo la intrarea în Survivor, da? În rucsacul ăsta ce avem? Am primit, face parte din echipament, este... Pelerin. Da, este o bluză, să-i zicem, de ploaie, pe care scrie Survivor și pe care o avem toți acolo. Deci dacă... asta e... Mă scuzați dacă miroase a fum, dar eu nu am spălat lucrurile cu care am venit de acolo. Este impermeabilă, da. Impermeabilă, deci asta, asta primește fiecare participant la Survivor, așa? Da. Este termosul pe care îl vedeți acolo la trasee și din care bea toată lumea apă. Dar ce fain că vi l-a lăsat după aia. Da. Nu le-au luat să le dea la alți concurenți. Nu, pe termos ne-am scris numele, fiecare ne-am făcut un semn. Dar cu ce ai scris? Eu, de exemplu, cu, nu știu, ceva. Cărbune mai scriam. Nu, știi cu ce am scris? Cu furculița. Cu furculița am scris eu. Da? Da. Și în ciuda faptului că fiecare își însemnează într-un fel termosul, acolo la trasee toată lumea bea din orice termos. Când termin traseul și când ajungi la bancă, iei orice termos ai în mână și bei din el, asta este și nu se mai supără nimeni. Avem farfuria. Pe farfuria asta ne puneam noi orezul. Și cocosul. Sau cea, și cocosul. Asta și farfuria, primit-o, da, am primit-o de acolo și pe farfurie mi-am scris tot cu furculița numele aici, dar nici la farfurii nu prea ține lumea cont. Au mai fost și certuri și supărări că a luat cineva farfuria bald cuiva și așa mai departe, dar na, acolo mănâncă lumea cu aceeași din aceeași farfurie, cu aceeași furculiță. Bandana, pe care o știe toată lumea. Avem tacâmuri pe care le-am primit acolo. Așa arată lingura și furculița. Atât și nimic mai mult. Cu asta am mâncat... nu. Ce stai cu cuțitul? Ce stai cu cuțitul? Cocos. Orezul. Și cu asta luam cocosul din foc și îl țineam, uite, așa, cu furculița și cu lingura rădeam arsura de pe cocos. Așa. Asta este cana. Nu era în pungă, dar am găsit o pungă când am plecat de acolo ca să-mi aduc cana acasă, pentru că așa arată cana. Cana mai se pune foc, în... Da. Da, și în interior este ruginită pe aici, pe acolo, pentru că... Na. Așa se întâmplă cu astfel de cană din tablă. Și de spălat o spălam cu nisip. Puneam nisip din mare în ea, o spălam puțin pe interior, apă de mare și aia, dar acolo nu simți că te deranjează așa. În rest, mai era tricoul meu pe care mi l-am luat de acasă, costumele de baie, bustiera și colanții. Și cam asta este tot ce aveam în rucsac. Iar în buzunarul din față mai aveam ciorapi. Aici sunt am o pereche de ciorapi care nu au fost folosiți, dar erau ca să nu se vadă brandul sau așa ni au cusut. Și cam asta era tot ce aveam. Deci hainele mele. Asta este tot ce... Și cu asta ai plecat tu de acasă? Cu asta am plecat de acasă. Aici avem aveam trainingul meu. Și, da, hanoracul și pantalonii. Și aici sunt păturile. Două, și asta, cu asta ai plecat tu de acasă la tine? Nu, astea le primești acolo. Treningul l-ai primit? Nu, treningul am plecat eu de acasă, iar păturile le primești acolo. Și ca să înțeleagă lumea de ce ieșim de acolo toți cu dureri de spate, de coloană, de așa, ăsta este patul, treningul am plecat eu de acasă și ăsta este patul pe care dorm. Adică da? Asta o pui pe jos, cu asta te acoperi. Da și nu. Eu am avut noroc să am două pături, pentru că mai ieșiseră concurenți și au mai rămas pături. Asta este pătura pe care am primit-o și pătura asta a aparținut cuiva. Dacă vreți, putem să facem și un pat pe jos să vedem. Colegul, dacă vrea cineva să... Poate vrea Ciucă, Ciucă, știu că vrea să ajungă, vrei să ajungi la Survivor de mult. Dacă ești curios cum arată un pat, poți să încep cu pătura. Poți să încep, pui o pătură pe jos și eu asta o puneam așa sub cap. Asta era perna pe care dormeam.
Foarte bine, Matei. Deci, cam asta înseamnă tot echipamentul de la Survivor, ceea ce ați văzut voi în rucsac. Cu asta intri pe tine acolo, pe insulă și atât. Și aici? Și cu asta te întorci. Pelerina de ploaie. Pelerina de ploaie, atât. Pelerina de ploaie pe care o aveam toți la noi în fiecare zi și, în general, echipamentul ăsta, să știți că îl purtam... Poți să aici? Da. Lasă-le, nu, că n-ar fi fost pe jos echipamentul ăsta și rucsacul, că au fost tăvălite peste tot pe jos. Și, în general, când plecam la consilii și chiar și la trasee, ne luam tot echipamentul ăsta după noi, cu tot cu pături, pentru că niciodată nu știa ce se întâmplă. Dacă e un consiliu pe nepusă masă, cu vreo eliminare, cu ceva... Ce faci? Ce faci? Nu te mai întorci, bagajele făcute și gata, da, de drum la fiecare, da, probă. Adică toți nominalizați, în momentul în care erai nominalizat și mergeai la consiliu, mergeai cu toate astea după tine, pentru că nu știai, ce nu știai niciodată ce se întâmplă la consiliu și dacă era să pleci, ieșai pe ușa platoului respectiv și... Da. Tocmai de asta trebuie să apreciem această emisiune, pentru că iată, bem apă din cristal de Bohemia. Și suntem mâncați, suntem odihniți. Suntem mâncați, suntem odihniți. Coleguța, hai să vedem de Survivor, că practic... Codonaci, dansuri. Asta e, vezi, viața bună. Ce să mai spunem cât e de Survivor, că aseară, bineînțeles, așa cum eu am spus săptămâna trecută, dacă va intra Zani acolo, trebuie să-și bage puțin codița să... facă un pic de haos și a început deja să își bage codița în echipa faimoșilor, pentru că el acum este mentor acolo, în echipa faimoșilor, și hai să vedem ce le-a spus. Perfect, priviți. Știu exact cum este sentimentul să vină cineva nou. Aici te transformi, poți să fac o comparație. Știi, câinele ăla e pe stradă și mai vine alți câini și se miroase, nu palu. E curiozitatea animalică, așa e aici. După 4-5 luni, oricine vine, îl miroși, te uiți la el, îl studiezi, simți să-l iei de energie, să fii ceva nou, n-ai mai văzut, ai fost privat de de comunicare, de socializare, de oameni, de tot. Voi vă certați și noi ne certam, cum făceai să te faci auzit, trebuie să faci mai urât decât ceilalți. Asta era soluția, nu trebuie să-mi devorezi. Nu cred că e cel mai bun sfat pentru ei. Da, s-a funcționat eu la el. Eu devoram echipa ca să se supună, într-un final se supunea. Adică a trebuit să fac rău, urât, ca să îmi iau partea. La voi aici nu e despre asta, eu cred că voi ar trebui să vă uniți. La noi nu era neapărat, doar pe traseu era tău, la voi s-ar putea. Poate i-am dezamăgit pe mult sau poate i-am făcut o impresie proastă. Dar lumea trebuie să înțeleagă, Vere, că aici ții bucata și felul în care eu mi-am luat porția, să ții porția înseamnă să-i dai pe mulți la o parte. Așa funcționează acolo? Așa a funcționat la el, spune el. Acum nu știu dacă va... Să ne spună Crina dacă ea crede că funcționează în echipa faimoșilor așa. Că i-a văzut și știe cum sunt. Da, e ca mentor pentru ce reprezintă sintagma asta. A fi mentor foarte bun, pe motivațional foarte bun, să nu mai vorbească niciodată. Ce, atâta s-a putut. Eu am intrat și vă devoram pe toți ca să... Dacă te duci acolo în mintea mea, și atât timp cât nu știi sau poate știau, nu știu, dacă intri la probe sau nu, trebuie să te duci să fii puțin chipzuit și eventual să faci o analiză, să vezi că echipa asta are o problemă reală care pleacă din interior. Poți să dai niște sfaturi de afară, că ai stat 2-3 luni sau cât a stat afară și a văzut despre ce e vorba, că i-a comentat pe toți, așa cum a zis, și atunci când a intrat în intro-ul acela special, la fel de bun pe motivație. Și apoi, dacă poți, cum am spus, există probe unde poți să dai niște sfaturi din punct de vedere tehnic. Atât. Să te duci pe lângă arătura așa și să mai vorbești alte prostii, mi se pare puțin cam. Crezi că îi poate destabiliza Zani în momentul acesta pe faimoși? Se destabilizează singur, nu cred că mai au nevoie să vină neapărat cineva de afară pentru care asta, să-i pentru asta, coleguța trebuie să fie stabilizat. Exact, s-au destabilizat singur. Nu e. Îmi pare foarte rău pentru echipa faimoșilor că a ajuns, nu știu, într-un punct în care, uite, în ultimele 3 săptămâni câte victorii au avut? Cred că 2. 2. O comunicare, da. Da. Exact. Și nu prea văd cum s-ar putea stabiliza și cum s-ar putea redresa. Problema este de acolo din interior. Dacă e să luăm, să analizăm puțin lucrurile spuse de mentori, am văzut în emisiunea de aseară că Alex Delea spunea că este foarte important ca acolo pe traseu să se susțină, exact, indiferent ce se întâmplă în camp. În momentul în care intri, da, și Delea spunea foarte corect, frumos, când omul ăla intră pe traseu, iubește, îl susține, corect, îl țipă, urlă pentru el, îmbrățișează-l la final, uiți tot de ce acord e. E, uite, asta nu se întâmplă la război, nici însă la faimoși
există o răutate și o ură care persistă și acolo, și o tensiune. Adică degeaba vine colegul și te strânge în brațe când ai câștigat sau îți întinde mâna. Dacă știi că nu e sincer. Pentru nu este că nimic moral, simte, da. Se simte că nu corect. Este sincer și știi că după aia ai plecat de acolo și când ai ajuns în camp începe și îți spune, ai adus un punct, da, da mă, dar punctul ăla nu valorează nimic. Da, acolo ai fost mai în spate, și da. Nu poți să te bucuri în momentul ăla că a venit colegul și ți-a întins mâna sau că te-a susținut pe traseu. Asta e o problemă pe care la război nici nu am sesizat-o. Adică sunt niște sentimente care vin din interior și pe care oamenii le cultivă acolo și nu le lasă să plece. E mult prea mare orgoliu și dorința asta de a trage cât mai mult de tine, să mai stai încă o săptămână în plus acolo și să prinzi unificarea, să prinzi fiecare ce vrea să prindă. Și de neasumare, că atunci când pierzi, ai pierdut cumva pe barba ta. Am pierdut, nu caut să dau vina pe celălalt, cum a făcut Mihai Smărândescu și dacă vreți să vedem și următorul material, făcut cu Ștefania, a pierdut comunicarea și bineînțeles că au trebuit să găsească repede un țap ispășitor și aceea a fost Ștefania. Haideți să vedem materialul. Da. Robert, nu o să te focusezi pe tine. Deodată, de când s-o pornit. La început a părut că te-ai jucat prea mult și nu te-ai concentrat. Aveam toate șansele. Ai luat un punct, camarad. Da, am luat un punct. L-am luat. Ce zici? L-am luat. Și unul ai pierdut. Așa, da. Cu Alin, care a bătut pe toată lumea. Dar nu te înțeleg, mă. Sunt supărat. N-am voie să mă supăr. Dar lasă-mă să mă supăr. Am avut 52. Ia și el să vorbească cu viciorsul. Ce crezi că e? Și-a dat și făcut toată lumea. Păi a zis cineva că nu și-a dat. N-am voie să mă supăr. Îți spui tu dacă mă supăr. Ai văzut acolo. Ți-a intrat aia claviculă. Ai dat tot ce ai putut tu pe lumea asta. Știu, dar nu trebuie să o iei. Să suferi pentru asta. N-a fost pentru noi acum. Cum? De când o să mai fie? Ei, mă, frate, joc de doi, să jucați amândoi. Că nu mai pot să-l salvez, să mă băiat. Cinta oară că fie aici. Iar am zis, băi, bă, că nu iau pentru pe Ștefania, așa că sunt aia de 5 puri ca pleașca în apă, frate. N-am cum să duc singur din punctul ăla de acolo cu echilibru. L-am dus la Crina. A, are? Crina probabil are ceva de zis aici. Da, am ceva de zis pentru că prin situația asta am trecut și eu când am fost acolo. Am avut o probă la un moment dat în care eram patru pe traseu, trei bărbați și așa, și am fost de vină că nu am ținut scaunul pe care să treacă Mihai și că îmi tremura capul când s-a sprijinit el de mine. Am fost vinovată pentru faptul că a pierdut acel punct, la fel cum acum văd că a găsit un alt vinovat că a pierdut ieri un punct, două, trei... Și câte au fost? Eu, din câte am văzut la această probă, la un moment dat rămăsese 1-1 cu Alexandra Porcolab. Da. Deci avea ocazia, bărbat fiind și mult mai puternic, să ducă proba până la capăt. Ștefania nu mai era... Mi-a plăcut și mie foarte mult. În primul rând, teoretic, este un fost sportiv care ar fi trebuit să aibă, într-adevăr, un echilibru mai bun decât Alexandra. Probele astea unde se intră în pereche, câte doi sau câte trei, știi la ce sunt bune pentru unii? Să găsească un vinovat pentru punctele pierdute de ei. Pentru că de fiecare sau, dată dacă când... ne gândim la partea pozitivă, trebuie să fie și un bonding bun. Ca să clădească, ca să construiască, să vadă cum e să joci în echipă. Dar, din păcate, exact, la faimoși nu funcționează. Noi, la un moment dat, când am văzut o probă de genul ăsta, am zis, asta e o probă care poate să ne unească, pentru că sunt tensiuni între noi și dacă intrăm împreună pe traseu, eu te ajut pe tine, tu mă ajuți pe mine și asta s-ar putea să ne unească și să ne ducă la o relație mai bună. Dar, din păcate, în echipa faimoșilor nu s-a întâmplat acest lucru. Am văzut că a mai urmat un episod legat tot de Ștefania, că în urmă cu nu știu câte săptămâni a spus nu știu ce, dacă a spus, dacă n-a spus, și aici i-aș da oarecum dreptate lui Zani, care spunea că după joc problema faimoșilor nu uite a fost să analizeze. Care vorbeai, exact. Chiar uite, unul la unul. Da. Aici nu știu unde mai e vina Ștefaniei, dar mă rog. Spunea Zani că în echipa faimoșilor, în loc să se analizeze acest joc, la finalul jocului, s-a analizat situația. A spus sau nu a spus Ștefania acum nu știu cât timp despre Mihai, nu știu ce, nu știu când.
Deci nu era jocul important. Uite, astea sunt motive care duc în continuare la tensiuni și duc la nerezolvarea problemelor. Aici este un moment la care se referea Ionuț, când Remus la începutul probei era foarte preocupat să-l sperie pe Robert, dar l-a speriat atât de tare încât a căzut el. Alt punct pierdut pe care... care ar fi fost posibil să fie un punct câștigat de către Faimoș. Mie îmi pare rău... Zi, că citesc după aia. Îmi pare rău că echipa a ajuns să piardă atât de mult și să câștige atât de multe jocuri, pentru că sunt persoane acolo, uite, cum este Ionuț, pe care îl vedem, cum este Carmen, care știu că suferă, care știu că doresc mult mai mult. E morul stricat de frică și pe cealaltă. În niciun caz nu o să fie mai sănătoși. E echipa din care am făcut parte. Nu, să nu se înțeleagă că îi critic, ci pur și simplu spun niște lucruri, nu știu, dintr-un regret. Un regret că nu sunt, că nu rămân mai mulți până spre final, că nu câștigă până la urmă. Adică aș vrea să-i văd câștigând imunitățile, pentru că de acum înainte este tot mai des concurenți, de acolo este tot mai mulți și mi-e teamă publicul că... Publicul ce părere are domnul Cătălin? Publicul trimite foarte multe mesaje și n-a zis zidul plângerii, nu mai este eu să alimint dominicană la Survivor acum. Altcineva a spus că Crina o tipă foarte faină și înțeleaptă. Coleguțul stă foarte bine cu mustață, bravo, și ești un tip foarte echilibrat. Îți trimite oamenii mesaje. În același timp întreabă cineva pe Crina dacă n-aveați și periuță de dinți. Uite, oamenii curioși de lucrurile pe care le-ai arătat. Aveam degete și uneori degetul poate să fie folosit pe post de periuță de dinți și apa de mare este extrem de sărată acolo. Dar n-aveți voie să aveți periuță de dinți? Nu, apa de mare este extrem de sărată acolo. Și cremă de soare, zicea cineva la început, domnule, când te duci acolo, n-ai voie cu cremă. Dacă ai probleme. Nu, dar uneori la... Cum sunt? La traseu. Nu, acolo în camp nu, dar la traseu unde se stă ore în șir și unde noi intram pe trasee și sunt convinsă că și acum se intră la fel, undeva după ora 12 la prânz și atunci era soarele cel mai puternic. La o filmare vreo 6-7 ore în soare și ni s-a permis, am cerut și ni s-a dat cremă. Da, dar nu ți se dă crema să o ții tu în rucsac și să mergi cu ea în camp. Și revin acum la ce citeam, mi-a plăcut acel mesaj cu zidul plângerii. Da, sunt mulți concurenți care se plâng, după cum am văzut și în emisiunea de aseară, de dor de casă, de ce au lăsat acasă și așa mai departe. Dar, uite, eu de multe ori am asemuit Survivor-ul cu armata, știi? Pe vremuri, eu nu știu, nu mai știu la ce suntem cam de aceeași vârstă, nu știu dacă voi ați prins armata. În armata, acolo era obligatoriu să mergi, că mergea, te lua de acasă, îți venea ordin de chemare în armată și mergeai în unitate și făceai târâși pe coate, da? Aici nu este obligatoriu Survivor-ul, este opțional și este o alegere. Dacă vrei să pleci și te simți bine și îți dorești, la fel cum nu este obligatoriu nici rămasul acolo. Pe toți ne-a afectat societatea, care s-a schimbat destul de mult. Acum bărbații poartă fuste. Și e la modă. Adică e un lucru acceptat de către toată lumea. Și vreau să spun că este că atunci când semnezi un contract merge să mergi acolo... Și... Că știi unde te duci, practic. Știi și unde mergi, iar dacă nu, dacă chiar nu mai poți, există publicul, ridici mâna în consiliu, vreau acasă, nu mai pot. Întreabă cineva de Doc dacă a fost la emisiune. A fost vineri la emisiune. Și vine Doc, și mâine. Și vine și mâine Doc la emisiune. Pentru cei care întreabă, au fost vineri și vine și mâine. Și cineva zice, Romica, prietenul nostru, zice felul următor, bă, sărutul lipsește la Survivor. Asta e concluzia, clar. Ne întoarcem mâine, vorbim despre Survivor și revenim cu siguranță și cu alte subiecte.